La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit că, în jurul orei 21:30, o femeie de 45 de ani din Craiova, în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică într-un parc din localitate, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, accidentând-o pe femeia de 56 de ani, care ulterior a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.